Și participanți la această ședință. Bine ați venit și având în vedere că e prima ședință din acest an, vă urez la mulți ani tuturor celor de față și cetățenilor comune. Sunt dator înainte de a începe ședința cu niște clarificări. Datorită faptului că suntem acuzați că la nivel de primărie s-au organizat în decursul anilor fel de fel de serbări și adunări câmpenești. Vreau să demontez aceste acuze prin faptul că primăria nu a organizat serbări sau adunări câmpenești, ci a fost cooptată în calitate de gazdă într-un proiect educațional și s-a comportat exemplar, punând la dispoziție locația de desfășurare, amenajarea locației, ce constă în scenă, sonorizare, televiziune, corturi, bănci, coșuri de gunoi și multe altele. Pentru fiecare copil concurent pe scenă s-a pus la dispoziție câte un pachetel care a costat într-un cornuleț, sub prăjituri, având în vedere deplasarea făcută de unii copii veniți din alte județe. Ceea ce a ținut de masa de prânz pentru toți participații, inclusiv juriul, publicul participant la eveniment, aceasta a fost asigurată din contribuția benevolă a cetățenilor și a gospodinilor din sat, cărora le mulțumesc pe această cale. Acest proiect educațional a fost demarat de către Școala Gimnazială Buhoci. Grupul stejărei aparține școlii și au reprezentat comunitatea nu numai pe plan local, ci și la alte concursuri locale, județene și naționale. Au fost organizate de către școală 4 ediții concurs cuprinse în proiectul educativ Dor de Folclor, aprobat an de an în caier de Ministerul Educației. În acest sens a cerut sprijin financiar primăriei Comunei Buhoci pentru a se asigura o bună desfășurare a activităților din cadrul acestor ediții. Pentru a se liniști cei care au făcut comentarii, fac precizarea că sumele alocate de către Consiliul Local Buhoci pentru fiecare ediție în parte au fost modice și se găsesc în dosarul de plată aflat în contabilitate. Raportat la importanța și anvergura evenimentelor organizate, precum și a imaginii pozitive aduse comunii prin prezentarea tradițiilor și obiceiurilor locale, țin să mulțumesc cadrelor didactice implicate, cetățenilor comunii și în special gospodinelor pentru bunele bucate pregătite tradiționale, chitan, sarmale, toate din surse proprii. Dacă mai sunt comentarii sau cineva cere justificări, avem dosarele de plată la contabilitate, se pot informa, totul e transparent. Ar mai fi de... La diverse? Bine, domnul așa. Bună ziua, domnilor și domnilor consilieri, la mulți ani pentru anul acesta, să avem un an bogat, reușit, împlinit și în primul rând să fim sănătoși. Ați avut la materialele la comisie, procesele verbale. Dacă sunt discutite cele două procese verbale, ale ședințelor din luna decembrie. Dacă nu sunt discuții, le punem la vot. Cine este pentru? Împotriva acțiune? Mulțumesc! Am onoarea să predau în rezoluție doamnei consilier Ungureanu Rudău Contesa. Doamna președinte. Mulțumesc!
Bună ziua, doamnă și domnul consilier, stimați invitați, la mulți ani de 2020, cu care nu ne-am mai văzut. Începem azi ședința ordinară, din data de 30 ianuarie 2020, ora 12, locația sala de ședințe a Primăriei Comunei Buhoci. Dispun. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Buhoci, de sub patru, în ședința ordinară pentru data de 30 ianuarie 2020, ora 12, care va avea loc în sala de ședințe a Primăriei Comunei Buhoci, cu următoarele ordine de zi. Proiect de 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de asistență socială și protecția copilului de la Comuna Buhoci. Primarul Ștor Cristian Inițiator. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 în Comuna Buhoci. Inițiator, primarul Ștor Cristian. 3. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de vot și a unui drept de certitudine asupra terenului în suprafața de 15,5 metri pătrați, teren aparținând domeniului public al Comunei Buhoci, satul Spinești, județul Bacău, pentru executarea lucrărilor racordare la rețeaua electrică a locuința plasată în localitatea Spinești, Comuna Buhoci, județul Bacău, Hanu Siminică. 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor străzilor din Comuna Buhoci, județul Bacău, inițiator primar Ștor Cristian, iar la 5 diverse. Dacă mai sunt suplimentare. Doamna președintă, solicit suplimentarea ordinei de zi cu două proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind stabilirea solicitare taxă ECOSUD, ADIS, și proiect de hotărâre privind prelungire PUC. Suntem de acord? Cu suplimentare? Mulțumesc. Acum supun aprobarea ordinea de zi, mă iertați că am un pic de emoție și începem cu punctul 1. Cine este pentru? Supunem la vot ordinea de zi suplimentară. Suplimentar. Cine este pentru? Și cu suplimentare. Sunt două puncte. Două puncte. Dacă nu ești atent, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de asistență socială și protecția copilului. Da, după cum știți, această strategie a trecut toți pașii, inclusiv dezbaterea publică și a ajuns la ultimul pas pentru aprobare. S-a mai discutat pe această temă în celălalt ședință. Mai avem? Domnul Canu, aveți discuție? Rămâne pentru mine. Da. Supunem la vot acum. Cine este pentru? Da. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 în Comuna Buhoci. Da, o să dau citire avizului. Inspectoratul Școlar Județean Bacău trimite către Primăria Comunei Buhoci, județul Bacău și Consiliul Local Buhoci, având în vedere dispozițiile articolului 61 alineatul 2 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011 cu modificări de și completările ulterioare. Propunerea privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar pentru anul 2019-2020 alcătuită din unitățile de învățământ nominalizate în adresa dumneavoastră, dispozițiile articolului 24 din ordinul numărul 5090/2019 privind metodologia pentru fundamentarea ciclei de școlarizare pentru învățământul pe universitar de stat, evidența efectivelor de antrepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ de particular, precum și emiterea organizării rețelei unităților de învățământ pe universitar de stat pentru anul școlar 2020-2021. Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, în ședința din data de 16-12-2019, a hotărât să acorde avizul conform privind organizarea rețelei școlare din unitatea dumneavoastră administrativ-teritorială, în forma prezentată în anexa 1, lista unităților de învățământ pe universitar pentru care se acordă avizul conform
anul școlar 2020-2021. După emiterea avizului conform, Consiliul Local al Unității dumneavoastră administrativ-teritoriale trebuie să emită hotărârea de Consiliul Local având ca obiect organizarea rețelei școlare din rada dumneavoastră de competiție. De competență. Hotărârea Consiliului Local va fi comunicată Inspectoratului Județean Bacău în original. Întotdeauna la ședințele Consiliului Local, când era în dezbatere problema școlii, întotdeauna a participat doamna directoare. Probabil acum a uitat să mai se prezinte. Având în vedere că școala de la Buhoci a avut o situație aparte. Poate dintre dumneavoastră nu știți, a avut probleme de sănătate cu niște copii în școală, dar s-a nu și-a analizat treaba. Aș întreba dacă actualmente s-a făcut igienizare la școala de la Buhoci și la școala de la Bijlie. Dar n-am pe cine să întreb, pentru că lipsește cu desăvârșire, dar n-am. Dar vorbim la face parte din... Nu are nicio treabă cu avizul conform, dar suntem obligați să dăm și răspuns pe acest lucru. Verba și la următoarea ședință va fi adus la cunoștință răspunsul școlii. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind construirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafața de 15,5 m² 5. Teren aparținând domeniului public al Comunei Buhoci, satul Spine, județul Bacău, pentru executarea lucrărilor raportate la rețeaua electrică, locuința plasată în localitatea Dospine și comuna Buhoci, județul Bacău, mai... Hanu Siminică, mai... Da, poate vine sau mai putea discuții pe această temă. Pentru a beneficia de autorizație de construire, la Consiliul Județean nu s-a constatat că mai trebuie niște completări în proiectul de hotărâre a nostru. L-am refăcut și l-am... O să transmitem pentru a persoana solicitantă, în caz domnul Siminică, să beneficieze de susținerea noastră. Proiectul hotărâre privind atribuirea terenurilor din Comuna Buhoci de Sufacă. Cam toate proiectele de ordine de zi de astăzi au mai fost discutate. Au trecut toate etapele, s-au făcut documentațiile, am discutat aici pe unul cu dumneavoastră denumirea de stăzi. A trecut către Consiliul Județean Comisia de Cultură, au analizat, ne-au trimis documentația înapoi, ne-au cerut și niște clarificări în timp le-am dus, am completat cu în mare parte cu ceea ce spun dumnealor. Acum avem avizul comisiei, totul e ok. Am venit în fața dumneavoastră în ședințele anterioare și chiar unii au glumit pe seama denumirilor. Dar într-un final au fost bătuți în cuie, ați avut ocazia să veniți la dezbatere publică să le susțineți ceea ce vă spuneam. Noi am înaintat documentația către Consiliul Județean pe lege. Dumnealor în Comisia de Cultură au analizat-o și au venit, ne-au întors documentația în prima fază, susținând
că ar trebui să mai aducem la denumiri de străzi și unele personalități din comun. Am găsit personalități, cum ar fi domnul Gorcea pe Rospinești, preot Eduard Sechel pe Bișgher, ceea ce ține de conducători. Am găsit o stradă, am dat o denumire de Vlad Sepeș, am discutat-o împreună. Momentan este trecută de comisie, am întâlnit toate criteriile. Da, dacă îmi permiteți o comentarii pentru domnul consilier, foarte prevenită, dar ar fi fost potrivit la comisie să facem discuția aceasta. Cele 5 anexe reprezintă statele componente. Deci sunt străzile din fiecare sat. Am mai discutat. Nu e bine venit întrebarea. La voi Bordeian, tuturor celor care nu știu. La tine. La sediul primăriei un set de documente care sunt atât de la ADIS, cât și fundamentale de la Ecosud, prin care solicită cei de la Ecosud, solicită să majoreze taxele pentru preluare deșeuri, pentru preluare deșeuri reciclabile, în vederea sortării, pentru preluarea deșeurilor biodegradabile, în vederea compostării, pentru preluarea deșeurilor, în vederea depozitării, pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări. Fac precizarea că noi am mai discutat subiectul acesta. Noi facem parte din ADIS, deci tot sistemul ăsta integrat de colectare, transportare și depozitare a gunoiului, precum și prelucrarea gunoiului. A se înțelege că Ecosud înseamnă în termen popular, așa cum îl știm noi, groapa de gunoi. Dar acea groapă de gunoi nu mai funcționează cum funcționa cu 20-30 ceva de ani. Se depozita gunoiul și rămânea în voia, voia sorții. Acum aceste gunoaie și deșeuri sunt înregistrate în sistem, sunt tarife pentru preluarea deșeurilor voluminoase, sunt anexe pentru, aici avem fundamentale celor de la Ecosud, pentru prelucrarea acestor deșeuri, ele se transformă, aceste deșeuri care ajung la Ecosud se transformă și evident că aceste transformări produc costuri. De aia avem groapă ecologică, să facem ecologie. Drept pentru care cei de la Ecosud au trimis către ADIS o fundamentare prin care cer să majoreze aceste tarife pentru, așa cum am spus, transformarea acelor deșeuri în altceva, nu intru în amănunte, și cer majorare. Noi avem proiectul de hotărâre, așa cum l-a prezentat domnul primar, prin care am solicitat să fie majorat pe domeniile de activități, așa cum le-am prezentat, pe fundamentarea prezentată de cei de la Ecosud, având în vedere că suntem cu toți în acest sistem centralizat, nu avem loc de prea mult de întors, trebuie să aprobăm proiectul de hotărâre. Dacă sunt discuții, pot să aduc și alte lămuriri, dar sper că am fost suficient de explicit. Am făcut și o analiză din punct de vedere a contribuției noastre ca OAT vis-a-vis de aceste activități și suntem în posibilitatea de a rezolva această chestiune fără ca să umblăm la majorări. Probabil asta era întrebarea care va veni, sunt convins de la domnul Mocan, de așa am văzut și am notat. Deci nu există și nu va exista niciun fel de majorări din punctul nostru de vedere, pentru că ne încadrăm în taxa de salubritate. Deci noi avem taxa de la salubritate, deci există acel buget care l-avem constituit din taxa de salubritate pentru cele două activități. Transportarea
colectarea și transportarea deșeurilor care este asigurată prin contract de cei de la Soma și depozitarea care este asigurată de cei de la EcoSud. Deci nu se umblă la tarife de majorări ca să nu se înțeleagă altceva. Mai sunt întrebări? De ce, domnule? Am ascultat cu mare atenție, dar ceva probabil ați omis. Ce anume? Vrem să știm aceste deșeuri, nu o să ne trebuiască sau nu este necesar ca să sortăm acestea și noi ne trebuie niște tomberoane? Să sortăm? Așa ceva nu ne-ați spus, domnul Mugheanu. E pus corect întrebarea. Așa ceva nu ne-ați spus, domnul Mugheanu. E pus corect întrebarea de domnul consilier Mugheanu. Nu am dorit să intru în amănunte, dar cred că o parte dintre dumneavoastră ați observat în ultimele 2-3 zile că pe raza Comunii Bucoci sunt aduse tomberoane și care sunt notificate cu tomberoane pentru sticlă, tomberoane pentru plastic și tomberoane pentru hârtie. Deci este un sistem integrat, nu putem să dispensăm aceste tomberoane, trebuie să stea în aceeași locație, în așa fel încât atunci când un cetățean vine cu plăsuțile, cu gunoiul selectat de data aceasta, să aibă posibilitatea să facă o singură mișcare, să distribuie acele deșeuri în tomberoane așa cum le-am prevăzut. Sunt locații în comuna, în Cotene există o locație, în afară de tomberoanele vei care există, în Cotene există o locație, în Buhoci o locație, în Buhoci o locație, în Pișghil două locații, sunt insuficiente din discuțiile care le-am avut cu o parte din cetățeni care au observat această activitate și vom face demersuri care, ca în perioada următoare, să mai aducem astfel de tomberoane. Ceea ce rog membrii Consiliului Local să fac și un mic efort, să fac toată lumea, să facem cu toți un mic efort, în așa fel încât să intrăm în conștiința oamenilor, să facă această acțiune care este extrem de importantă și nu mai trebuie să dau mai multe explicații vis-a-vis de acest lucru, pentru că știm cu toți ce înseamnă să facem lucrul acesta. Și în același timp solicit, că avem și televiziunea în mijlocul nostru, să fiecare cetățean să intre în legalitate din punctul acesta de vedere, pentru că de 3 zile muncim toți cei din primărie, cei care se ocupă cu aceste chestiuni, să adunăm gunoaiele care au fost, s-au făcut curățenie prin curți, în timpul permisului ăsta, și s-au împrăștiat pe raza Comunii Bucoci. Deci rugămintea mea este să nu se mai produc asemenea situații, să conștientizeze toată lumea. Avem acum posibilitatea să depunem acele deșeuri din plastic, din hârtie și mai departe, în pubelele respective. O să mai aducem șatele și atunci sigur nu va mai fi nevoit un cetățean să meargă, să zic așa, dintr-un capăt în celălalt al satului să pună aceste... Nu va veni nimeni să pun dintr-un capăt în altul. Sigur, sigur, mai trebuie. Asta am spus. Foarte mult. Asta am spus că deci avem, am discutat cu domnul primar, o să facem demersuri în perioada următoare să mai aducem astfel de pubeli, în așa fel încât să nu fie nevoit omul să meargă dintr-un cap în celălalt sat. Mulțumim. Mai sunt întrebări? Da, eu aș avea întrebări. Sunt într-adevăr destule persoane care încă nu dețin pubeli. Pubere sau... Mai sunt cele astea mici. Da, mai sunt, cred că, peste 50 de persoane. Da, așa este. Am primit, când am preluat mandatul de viceprimar acum câteva luni de zile, am preluat de la dumneavoastră domnul consilier, într-adevăr cereri. Cunoașteți dumneavoastră ce s-a întâmplat și ce se întâmplă de nu avem aceste, nu sunt suficiente, nu avem aceste pubele.
trebuie să facem eforturile care se impun să aducem pentru fiecare cetățean să aibă toată lumea, că așa este normal corect. E normal, plătesc taxă, sigur, este în... Soma sau cine trebuie să dea? Noi de la Soma, pentru că avem contract cu Soma. Noi aceste lucruri trebuie să le luăm de la Soma. Ei nu le au, nu le dețin. Soma în aceste... Domnul primar v-a mai explicat vis-a-vis de situația celor de la Soma, care sunt cu un picior, că din iunie se va întâmpla o altă reorganizare a întregului sistem de colectare, transportare a deșeurilor. Asta, deci, probabil stau în toți de așteptare și asta nu înseamnă că noi, în urma cererilor depuse de către cetățeni, nu am făcut demersuri. S-a făcut demersuri către Soma, ne-au putut ajuta în prima fază cu 10 pundele, deja s-au distribuit, da, am luat-o după criteriul primul rezolvat. Din discuția cu cetățenii, plătesc gunoi? Da, am înțeles. E normal, nu? Sunt foarte mulți care nu plătesc gunoi. Mă rog, din cazul primării, s-a trebuit pune un sat menajer care nu e obligatoriu. Faptul că ne-au înțeles și ne-au dat numai 10 pundele de cele mai multe solicitate, se datorează și că în momentul actual există procedura de atribuire a serviciului de transport și nu se știe exact cine va câștiga licitația și în același timp nu își permite să facă investiții. Așteptăm să finalizeze. Sunt și nu nici bun, da. Nici. Sau mai multe altă parte. Nu zic dat de exemplu, dar fiecare să-și plătească, o trecut an, își plătească. Că văd cât dură mult este, dar sunt foarte mulți care au, eu merg pe drum toată ziua, sunt foarte mulți. Să ajunge ca înviere, aștept învierea. Mulți vreau să viața pe ăsta. Nu. Domnul Vici, când primiți cereri, întrebați și pe domnul, au plătit impozitul? Așa pentru... Că nu, pentru știința, da, doamna președinte... Nu puneți întrebări de genul ăsta. Că impozitor plătește omul cu penalități. Nu puneți întrebări. Păi, dar sunt oameni care au și murit domnul Mucanu și n-au plătit. Și ce vrei să-i faci? Vedeți, nu aia la morgul. Și să-i faci cu bine, să-i dea noi. Păi, cum așa? Doamna președinte, știm cu toți că are citate, știi și domnul Mucanu, știi și domnul Mucanu, că procesul de colectare a taxelor, nu sunt de sutație, iar noi am asigurat servicii și pentru cei care nu și-au plătit, dar n-am făcut nici pe nu știu ce are din lucrul ăsta, nu cred că a trecut mai mare, mașina din noi, pe la blocoarcă, și am fiți de etichetă, nu luat și noi de aici, și sunt și care plătesc, nu scot noi, corect. Așa cum unii dumneavoastră știu, valabilitatea PUG-ului actual a luate voci e pe finalizare, ca și termen. Noi am făcut procedurile legale pentru a prelungi acest plan urbanistic general la nivelul comunei voci, dar în același timp am și început procedura noului PUG. Cu tot ceea ce ține, cu modificări, cu solicitări, o să apară în dezbatere publică. Noi venim cu o schemă a propunerilor noastre, cu extinderi de intravilar și tot ce ține de PUB. O să ajungă pe etape în faza de consultare a publicului, așteptăm solicitări din partea noastră. Asta e altceva. Dacă să putem funcționa, nu ne trebuie prelungit PUB-ul vechi, termenul din PUB-ul vechi, până la cel nou.
Și în acest parte componentă a noului punct. Da. În acest sens am făcut o adresă către Consiliul Județean și dumneavoastră mi-au răspuns în felul următor. Referitor la adresa dumneavoastră, numărul 6368, din 13-12-2019, înregistrată la Consiliul Județean Bacău, cu numărul 24.115 din 13-12-2019, prin care solicitați avizul pentru prelungirea validității planului urbanistic general, având în vedere prevederile legii numărul 324 din 16-12-2015 pentru modificarea și completarea legii numărul 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, precum și ale articolului 2 din articolul 1, punctul 1 și articolul 3 din ordonanța de urgență a Guvernului număr 51/2018 pentru modificarea legii numărul 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene, vă comunicăm că suntem de acord cu propunerea dumneavoastră cu mențiunea că este necesar să finalizați în cel mai scurt timp elaborarea sau actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. Totodată vă rugăm că după adoptarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Goci de prelungire a valabilității planului urbanistic general să ne transmiteți o copie a acesteia prin fax sau e-mail. Dacă s-a discutit această... Zice, doamna. Vreau să pun o întrebare. Care sunt punctele de prelungire a acestui punct? Nouă, la rebatică. Propunerea noastră au mers pe capete de străzi și, și au mai solicitat cetățenii între timp. V-am spus, nu-i, nu e ceva brut în cui o să vină spre consultarea publicului, spre Consiliul Local și o să veniți fiecare cu propuneri, dar ceea ce, ce am discutat cu specialiștii, care colaborăm la ora actuală pentru întocmirea planului urbanistic general, sunt niște criterii. În ideea că nu putem depăși o suprafață mai mare de 100 de hectare de prelungire, datorită faptului că cumva trebuie să ajungem în zona hotărârii de guvern pentru aprobare. Dar nu înseamnă că nu o să trecem și de 100 de hectare. Dacă sunt solicitări de lungiri argumentate și de urgență, nu mergem, mergem până acolo unde trebuie să rezolvăm tot cetățeanul comun. Adică, deci noi, la momentul actual, prima aparată proprie împreună cu el, ne-am deplasat la firma arhitectului. Am constatat și am pus anumite zone în care vrem să facem extindere. După ce se fac planșile, vor fi dezbătute public cu consilierii, cu oameni din comun, unii sunt interese de prelungiri a zonelor de locuințe, a zonelor mixte, a zonelor industriale, a modificării din zone de locuințe în zone mixte sau zone industriale. Asta le discutăm cu toți. Nu trecem la următoarea etapă fără să avem dezbatere publică la care să fie fiecare sat analizat cu interesele tuturor, că nu mă duc acolo că are un teren cineva anume. Le discutăm cu toții de față și toți, tot Consiliul Local ia hotărârea dacă e bun sau să fac modificări. Dar acum tot... Noi am pregătit ca un plan. Nu am pregătit cineva așa. Am prelungit capetele. Deci toate statele am făcut. Ne-am propus ceva. Ce suprafață se dezvoltă? Noi vrem acolo. Dar trecând de o anumită suprafață, de o idee care a fost domnul primar, ne trebuie aprobare prin hotărâri de guvern. Sub 100 de care ne permite să facem direct. La Bacău, la Consiliul Județean. Dar îi discutăm cu toți. În fiecare sat am făcut. Deci nu există să fie sat să nu ai un capăt de 50 de metri, 100 de metri prelungit pe 50-50 de casă. Vedem, le analizăm cu toți. Vedem exact ce ne dă arhitectul și apoi discutat pe fiecare sat, fiecare cu interesul locului. Mai sunt discuții?
Conform legii bugetului, aducem în dezbatere publică proiecția de buget pe anul 2020 spre analiză în fața dumneavoastră și a cetățenilor. O să veniți, noi am schițat acest buget pe adresele actuale venite de la finanțele publice și unde am mai venit, mai așteptăm niște adrese de la Consiliul Județean. Dar în mare parte, noi l-am schițat în așa fel, încât am acoperit zona de investiții propuse și justificate prin documente, ceea ce este în autorizații de construcții, cu hotărâri de Consiliu Local și așa mai departe. Am asigurat și secțiunea de funcționari, în mare parte, dar găsim frumos la doamna secretară. Da, da, da. Intrăm în discuții și pe aceea sunt concepte pro buget. Să precizăm că acest proiect de buget se regăsește și pe site-ul primăriei. Deci pentru ce interesant. Da. Pot să vin în completare pentru toate proiectele care le avem în derulare, ca și alocare în mare, pe sumele venite. Să acoperim cheltuielile și avem așa, terenul de sport multifuncțional Bijghel. El, chiar dacă domnii de sport fac activități sau desfășoară activități sportive pe teren, încă nu e finalizat și nu e plătit în totalitate. Mai avem de plătit 2 miliarde de jumate, avem terenul multifuncțional de sport în Volci 3 miliarde, grădinița din sat Bijghel, care mai trebuie cofinanțare din partea noastră, am prins 1 miliard de jumate, construire pe râu betonat, ape uzate, 2 miliarde jumate. Discutăm aici ce avem proiecte și devizii din proiecte. Nu discutăm de... Așa, avem actualizare plan urbanist în general, ceea ce am discutat adineauri, am prins 3 miliarde. Avem rigole betonate în satul Coten și în satul Bijghel, am prins 2 miliarde jumate. Modernizare iluminat public, avem contractul semnat pe 4 miliarde și ceva, am mai pus de la noi pentru neeligibili 500 de milioane, să putem vrema dacă apar probleme, dacă nu. Așa, avem asfaltare în sat Buhoci pe Vale și asfaltare în sat Bijghel. Proiectul este comun pe toate tronsoanele și se ridică la 45 de miliarde. L-am prins din fondul, mare parte din fondul de rulment. Așa, în hotărâri de Consiliul Local aprobat anterior. Așa, am aprobat, deci discutăm de tronsoanele care dumneavoastră ați propus am stabilit împreună ca banii din fondul de rulment să-i canalizăm în zona proiectului respectiv. Ceea ce mai avem pe lângă bugetul local ăsta. Deci proiectul ăsta e susținut din fondul de rulment a Consiliului Local. Dar în același timp mai avem un proiect depus la Ministerul Dezvoltării pe 6,5 km de asfalt pe celelalte străzi. Așteptăm... În ce an? Deci discutăm. 2020. Deci noi l-am depus, așteptăm adresa de la minister, dacă ne susține sau nu ne susține. Deci s-au făcut de fel. Problema, dacă tot sunteți la capitolul, spuneți concret cât costă aceste două săli de sport de la Bijghel și de la Bijghel și pe care le-ați făcut.
Terenul, da. Nu mai zic să... Aceste două terenuri. Vă referiți la valori totale? Poate. Deci împreună costă în jur de 9 miliarde. 9 miliarde. Două terenuri multifuncționale. Asfaltate vale de 3 ori. E nevoie, e nevoie și sistemul de învățământ să asigurăm condiții. Făceau pe niște terenuri în pantă sau un săl de sport improvizat neconfort. Mă lăsați să te domnul Mocan. Eu vă spun ce am acordat noi și ce trebuie să mai acordăm. Deci vreau să finalizăm aceste proiecte. O parte a fost plătită în lucrări, o parte nu. Avem un proiect înființare distribuție gaze naturale în comuna Boci, județul Bacău. Am prins 61 miliard da. Jumate. Deci ca să obții finanțarea trebuie să depui un proiect undeva. Noi l-am depus. Avem un ADI format din 10 comune, dar dintre care 3 comune, Bugoci, Tamaș și Giosăni, suntem de partea cealaltă a Siretului, ca să zicem așa. Am făcut un proiect comun prin ADI. L-am depus personal în data de 22-a la Ministerul Dezvoltării. După care avem o informație că se urmărește un proiect pilot național. Și dacă avem norocul să intrăm în acest proiect pilot național, înseamnă că lucrurile sunt mai rapide decât ar fi normal. Sperăm. Mă lăsați să termin. Hai să o iau așa punctual, că altfel pierdem ritmul. Extindere și modernizare rețea de iluminat public. Am prins și acolo 1 miliard. Dacă discutăm de o proiecție de buget, fiți atenți, vă rog frumos să fiți atenți, o să duc banii, că după aia ar trebui să vin cu explicații. Dacă discutăm așa, nu știu. Și trebuie să anunțați și cetățenii, că de asta suntem aici. Reabilitare, modernizare și dotarea școlii gimnaziale Voce. Am prins aici un 500 de milioane și acest proiect îl avem depus prin programul operațional. Urmează să intre în analiză în comisie, l-am verificat, suntem pe urmele lui, nu-i dispărut. S-au cheltuit bani și acolo pentru proiectare. Sunt faze până ajungem la finanțarea unui proiect. Nu ceri o sumă din... Deci trebuie să te duci cu un CT, trebuie să-l argumentezi, să fie totul ok. După aia, dacă te încadrezi din punct de vedere a criteriilor de finanțare, intri pe finanțare. Da. Acum, domnul Mocanu, dacă vreți să... Trebuie să așteptăm un alt proiect, alte demersuri, când conducta de gaz metan trece pe teritoriul comunei Buhoci. Conducta de gaz metan trece pe teritoriul comunei Buhoci și avem loc să ne înțepăm și noi. Ce așteptăm acum? Să facem alte proiecte? Ce așteptăm acum? Să facem alte proiecte. Eu sunt convins că va dura încă 20 de ani și vom la Buhoci, tot ultima în județul Bacău va rămâne. Vă spun cu toată sinceritatea că văd cum merg treburile în comuna noastră. Tot timpul căutăm la sfârșit de an, când mai este două luni de mandat, vedeți de acum gaz, să vedeți de acum apă. Altă procedură pentru a... Trece conducta pe la noi. Trece, domnule, tot este în țapă, să vedem dacă nu spune nimeni nimic. Deci sunt proceduri, nu că trece conducta. Sunt proceduri, domnule. Apă nu avem, asfalt nu se poate, gaz nu se poate. Ce căutați să ne spuneți acum? Când era domnul Mocanu, ce căutați să ne spuneți? Nu era niciun fel de discuții de gaz, de apă. Pentru Consiliu, pentru toți cei de față, pentru toată comuna, din respect, nu pot să las să scurgă o informație complet eronată. Conducta care va trece prin raza comunii Buhoci este o conductă care face legătura dintre zona de exploatare a gazului metan și depozit. Nu este o conductă la care se poate înțepa vreo altă localitate și are cu totul și cu totul alt rost, cum ar fi acum să aducem conducta de gaz metan care tranzitează de la ruși spre Bulgaria și trece pe teritoriul comun, să avem acces noi cu tranzitează. Nici vorbă de așa ceva. Deci conducta la care face domnul consilier Mocan este o conductă care tranzitează
întâmplător raza Comunei Bolți de la zona de exploatare până la zona de depozitare și intrarea gazului metan în circuitul de folosință industrial și privat al cetățeanului. Proiectul la care am făcut referire, domnul primar, este un proiect care se referă la faptul că se va construi o magistrală pe raza celor trei comuni. O magistrală care, de asemenea, conductă care trece pe la noi, este o conductă care se va alimenta dintr-un depozit, care intră în circuitul și totuși cu totul în alte discuții. Deci, am făcut această precizare ca să lămurim chestiunea. Vin în completare. Lăsați-mă ca să-i dau răspunsul. Domn primar, lăsați-mă ca să-i dau răspunsul domnului viceprimar, care este total eronat. Vin în completare cu ceea ce a spus domnul... Este total eronat. Răspund imediat, domnul viceprimar. Răspund imediat. Se bat vicii în trinie. Dar să vă că domnul primar și apoi zice ce vă spune. Și o să vedeți că am dreptat. Când s-a întocmit acest studiu de fezabilitate de către specialiști dumnealor au făcut diferite demersuri către Rom Gaz Media cu solicitări în vederea soluției de racordare. Soluția de racordare în prima fază a fost transmisă de către Transgaz în baza adreselor. Îmi pare rău că nu am adresele, l-am la studiu, la un studiu de fezabilitate, toate adresele. A fost un studiu, a fost o analiză pe studiu de caz. Și ne-a dat ca și locație de subtraversare din conducta magistrală Nicolae Băcescu undeva în zona Gioseni-Tamaș. S-a revenit iar cu studiul și cu documentații către cei de la Transgaz, nu Romgaz, Transgaz, și au reanalizat studiul nostru de fezabilitate și au constatat că mai există o posibilitate de racordare din zona capul dealului, zona Vol, conductă ce deja tranzitează o parte din... Ați văzut, domnul Munteanu, că dumneavoastră nu sunteți de aici, dar ați văzut că eu am dreptate. Ați văzut, domnul Munteanu, că eu am dreptate. Iar conducta pe care vorbeați este conducta de la dealul mare, care vine până la sfârșitul pomului, iar peste deal, care a vorbat dumneavoastră. Aia e conducta de alimentare, la putere pe la aia. Lăsați. Eu spun că asta este realitatea. Conductă ce tranzitează o parte din Comuna Buoci. O parte din Comuna Buoci. Și acea conductă, acea parte din conductă e în zona de extravilan. Nici de cum în zona de intravilan ca să poate beneficia cetățenii, cum a spus dumneavoastră, că trece conducta să ne înțepăm. Nu putem să ne înțepăm, vă dau și dumneavoastră. Vă dau indicații, dacă nu știți. Vă dau indicații. Dar acea conductă, când a obținut avizul de traversare pe raza Comunei Buoci, s-a stabilit niște criterii de diametru, de volum. Având în vedere că odată și odată o să racordeze și Comuna Buoci. În acest sens a făcut studii și se pare că prin niște aparate de presiune, nu pot să vorbesc tehnic, nu știu exact cum și mai trebuie acolo, se pot raporta și cele trei comune din... Domnul primar, unde locuiește domnul Severic? În extravilan sau în intravilan? Conducta trece pe acolo. Și tu? Pe unde trece, domnul? Nu trece pe acolo? Nu. Merge la Traian? Dar pe unde trece? De care parte trece? Pe partea aia la altă. Și ce dacă traversează strada? De unde o aduce toată? Aia e zonă de extravilan, domnul. Păi și domnul Semenică stă în extravilan? Păi nu-i Semenică, stă în partea asta. Stă în partea asta și de dincolo este chiar atât de greu de făcut o traversare, domnul primar. Avem
100 de metri, să zicem. Tot ceea ce înseamnă traversări și conducte... Domnul primar de la Traian a putut să o ia de la Bacău și să o ducă la Traian. Noi nu putem să o traversăm de aici. În 10 metri noi nu putem să traversăm. Nu suntem capabili. De ce nu spunem? Nu suntem capabili. Noi apă nu putem să aducem că mai trebuie încă o prelungire de un an. Noi gaz nu putem să facem că trebuie nu știu ce modalități. Pe urmă nu putem să facem alte chestii, dar oamenii trebuie să-i mai spune. În care îl fac, toate ședințele Consiliul Local, dar asta trebuie să aveți în vedere că trebuie respectate niște legi și niște termene. Da. Au trecut ani suficienți, nu știu ce termen, ce spune treabă. Nu, e vorba despre altă chestie. Vreau să lămuresc unele aspecte apărând în spațiu public, pe o pagină de Facebook, nu dau nume, nu nimic, privind atribuirea la două companii a aceleași contract de lucrări cu aceeași sumă. Ce să precizez, Comuna Buhoci a accesat fondurile europene privind construirea sistemului irigat, sistem de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Buhoci, cu sume alocate de la APN, costul apei de repet. În urma procedurii de achiziție publică, a fost declarat câștigător printr-un anunț de atribuire cu numărul 89.275 asocierii Porbau GmbH Viena și Sece Rombet S.A. Deci asocierii cu acționar majoritar declarat POR. Valoarea contractului este de 7 milioane jumătate lei, aproximativ 1.700.000 de euro. După semnarea contractului, am avut obligația de a depune la sediu AFIR toată documentația de licitații și copii după contractul semnat. Etapele de execuție finalizate prin dosare de plată, la fel au fost depuse la sediu AFIR, primind sumele de bani solicitate prin cele de plată succesive, la finalizarea lucrărilor de construire, pe contactul cu Porbau, iar am făcut proces verbal cu acordul AFIR și ne-au verificat toate documentele. La finalizarea lucrărilor, pentru a obține autorizație de funcționare, am fost nevoit să construim o stație de tratare a apei pentru aducerea în parametrii legale ai concentrației de amoniu și construirea unui perimetru din beton la gura de evacuare a apelor uzate. Drept urmare, consider că acuzațiile lansate în spațiu public nu sunt fundamentate, considerând tendențioase, folosind trunchieri ale aceluiași anunț de atribuire. Am aici în spate, amândouă anunțurile, se vede clar, un anunț de atribuire în chestia are număr unic. Dacă eu îl anulez și fac același anunț de atribuire la 5 minute, îmi dă alt număr. Numărul ăsta este unic și se vede pe ambele. Apare aici că am semnat odată cu POR și odată cu Rombet. Nu este adevărat. Asta vreau să precizez. Mulțumesc. Mulțumim. Faptul că nu este la diverse cereri. Dar nu depus cereri. Dar nu depus cereri. Da. Înscris. Hai ziceți dumneavoastră, domnule. Face lucrări cu burdo. Se poate lua, se poate lucra, se poate face aducțiuni de apă. Dacă cineva nu crede, avem și fotografii. Nu știu de ce se pot. Totdeauna sau probabil am intrat în campanie și trebuie să ne facem campanie cu părintele catolic. Cu părintele catolic. La noi nu putem să ducem, să facem un metru, să facem un metru de drum sau să facem ceva cât uși decât la noi. Nu putem, al nostru nu vrea. Lăsați-mă și următoarea problemă și urmă vă las. Următoarea problemă și urmă las pe domnul primar să-mi dea răspuns. O altă problemă care supără pe toți cetățenii din Comuna Buhoci. Cred că se supără și domnul Munteanu. Uitați-vă și dumneavoastră cum apare terenul de fotbal din satul Buhoci. Sunt cioate, sunt mărăcini, s-au făcut intersecții de drumuri. Asta nu putem să facem nimic. Pentru satul Buhoci nu putem să facem nimic. Ne putem bate joc și ne arătăm că am realizat. N-ați realizat nimic, domn primar. Nimic. E păcat că mai suntem primar. Da, mergeți pe terenul de fotbal, mergeți fiecare. Domnul Munteanu, apare teren de fotbal? Spuneți-mi dumneavoastră, răspundeți, că sunteți... Lăsați să zic domn primar, da. Nu, dar vreau să răspund domnul Vici, că nu întrebați. Îmi pare rău că sunteți orbit de furie și n-ați văzut că acolo încă este un șantier în lucru și se lucrează la terenul multifuncțional. Referitor la lucrările ce au avut loc la Biserica Catolică din Vișghin, în urma cererii depuse de către părintele... de la biserica, responsabil de biserica catolică. Nu, bani sunt de la biserica catolică, bani sunt am trecut la prima raportare și am gândit-o
să fie de la biserică, poate așa mai... Mai primiți un vot, două. Ne ajută, mai primiți un vot, două. Ne ajută Dumnezeu. E bine spus. Și am, avem prima racordare, racordare făcută în baza cererii. Celelalte lucrări conexe s-au făcut cu o parte din, din lucrători ai primării, dar fiind în concediu de odihnă. Eu nu pot să le opresc dreptul lor de a face diferite lucrări pe timpul lor liber. Puteți verifica, au cereri de concediu depuse și, la primărie. Și Buldo era tot în concediu, sau avea voie? Nu, răspunde, să te pare. Buldo acționa. Unul lucre, un Buldo lucrează aici, unul lucrează în altă parte. Sunt două, dar ăla e cu alte... Știm foarte bine și acolo cum se lucrează. Și nu știu ce știți dumneavoastră, dar Buldo a asigurat săpăturile necesare pentru racordare. Altceva. Am aprobat noi în ședința Consiliului Local, vă rog să stipulați că noi, consilierii locali, eu nu am aprobat, eu măcar nu am aprobat ca să folosim în scopuri numai și numai la biserică. Nu, eu nu am aprobat așa ceva și eu nu cred că mâine cu mâine ne vom găsi și noi vom fi vinovați cu tuburile astea care sunt aici. Vom fi vinovați. Va spune calitatea. Cine răspunde? Consiliul local. Contracost, domnul Mocan. O să se spună Consiliul local, domnule, noi am aprobat. Nici acolo nu am aprobat. Mocan, nu înțeleg, dar înțeleg foarte bine. E o acțiune făcută de Primăria Boci în vederea racordării la sistemul de canal, de apă și canal. Ați finalizat proiectul de apă și canal, v-ați apucat de acum de făcut legături, ați finalizat proiectul de apă și canal ca să cerut prelungiri cu un conan de zile, doar. Ce vorbim, domnule, noi ați spus domnul, în octombrie ați cerut. Care e obiectul final al acestui proiect? Care e obiectul? Dacă dumneavoastră spuneți că nu se racordează, mergem în paralel cu racordările până obținem autorizația de funcționare. Dar dumneavoastră nu mai obține, domnule, că nu vă mai prinde. Noastră mai avem alte alegeri, domnule. Asta vreți dumneavoastră, dar uite că o să vedeți să-l finalizăm. De când finalizați, de 16 ani tot finalizați. Nu, dar asta este realitatea. Nu știu cum se pot face lucrări numai la Biserica Catolică. N-am nimic cu domnul Dumnezeu, nu, dar eu spun că am fost telefonat. Și mi-a zis, vină să vezi. Nu mă duc să fac, dar nu... În calitate de consilier pot spune. Este adevărat, domnul Munteanu? Ați fost cumva la față? Domnul Munteanu, da. Ceva. Deci o să răspund în ordinea în care a pus întrebări domnul consilier Mocanu. În afară de cele spuse de domnul primar vis-a-vis de activitățile de la Biserica Catolică, nu am ce adăugat suplimentar, suntem în proiect, suntem în limita hotărârii luată în Consiliul Local. În Consiliul Local, noi am luat hotărâri acum două luni, în urmă, trei luni de zile în urmă, să continuăm proiectul apă și canal, în sensul să ajungem la partea finală a lucrurilor, să aducem apa și utilitățile, apa și canalul, să aducem la limita proprietății. Există hotărâri de Consiliul Local la care ați participat și chiar ați și votat. Deci suntem în limita hotărârii de Consiliul Local. Vis-a-vis de cealaltă întrebare cu terenul de fotbal, da, este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Acum 7 ani, zile, dacă vă aduceți aminte, am inițiat un proiect de hotărâri. Un proiect de hotărâri care a fost luat uneori în derâdere să se numească drumul de acces spre cimitirul satului Boci, drumul Munteanu, că fiind proiectul inițiat de Munteanu, fiind ultimul drum al Munteanu, așa, deci am inițiat acest proiect de hotărâri, cu toți aminte, dar am inițiat acest proiect de hotărâri pe care l-ați votat și dumneavoastră, domnul Mocanu, proiect de hotărâri să facem un drum de acces spre cimitirul satului Boci, era atunci viceprimar domnul Stoica, care l-a și executat, astfel încât să obținem două lucruri. Unu, să avem acces spre cimitir, în sensul că omul se duce la cimitir, poate să-și întrețină, să-și îngrijească mormintele, să facă cauburi, cruci, eu știu ce alte activități să mai
desfășurare în cimitir. Și al doilea scop a acestui proiect de hotărâre a fost să protejăm terenul care era distrus, într-adevăr, așa cum spune dumneavoastră. Este distrus acum. A rămas distrus. Nu, domnul Mocanu. Uitați, s-au tăiat copacii și s-au dus pe terenul de fotbal. Eu nu știu unde se joacă copiii pe terenul de fotbal. Lăsați-mă partea, partea de literatură și de stiluri de scriitori, putem să le folosim și noi și alții. Haideți să prezentăm realitatea, pentru că avem postul de televiziune și lumea trebuie să știe realitatea, nu să folosim figuri de stil, că sunt cioate, că sunt... Așa sunt, domnule. Așa este... Este așa, recunoaște. Așa este situația, numai că eu vreau să-i explic, este o chestiune care trenează de foarte mult timp. Am îndreptat acest lucru, mai recent s-a făcut și un gard, pentru că mai avem o problemă acolo, pe care dumneavoastră ar trebui să o știți mai bine ca mine, pentru că a fost consilier mai înaintea mea, când s-a distrus terenul, a fost consilier aici, când ați acceptat dumneavoastră ca virgulă consilier și alți consilieri care au mai fost la vremea respectivă, să se închidă drumul de acces spre cimitir și spre terenul de fotbal dintre Biserica Ortodoxă Buhoci și grădiniță. Pe vremea respectivă era primarul comunei Buhoci, doamna Rodica Odobișteanu, vă aduceți cu toți aminte, da? Deci cei mai bătrâni care sunt așa mai de seama mea și dumneavoastră implicit, că a fost colegul meu la aceeași școală, era între Biserica Ortodoxă Buhoci și grădiniță, era drum de acces care mergea la cimitir, mergea la teren, mergea la căminul de cultural, că am avut teren, am avut și cămin de cultural în Buhoci, făcut de cetățenii de acum 100 de ani în urmă, care au luat foc când eram, cred că toate în clasa 5, eram în clasa 4, au luat foc cămin. Deci era drum de acces. Acel drum de acces s-a închis printr-o hotărâre a Consiliului Local la vremea respectivă, fără să se țină seama că închinsând drumul acela să distruge ceea ce povestiți dumneavoastră, terenul de sport și așa mai departe. Asta este povestea și adevărul adevărat. Dar să fim corect, dacă nu s-a întâmplat așa, vă rog să aduceți argumentul în care credeți. Eu am pus piatră pe cel, pe acel drum, de jur împrejur. Vă felicit, domnule! Altceva este altceva lucru care ne supără pe toți. De exemplu? Ceea ce s-a cărat pe terenul ăla. Uitați-vă dumneavoastră pe terenul unde jucam noi, împreună, au crescut niște mărăcini de 2 metri. Păi, de ce spuneați pe teren? Eu am fost și am făcut niște lucrări și am văzut acolo. S-au făcut, este drum, dar s-au intersectat 2-3 drumuri acum pe terenul de fost. Bun. De ce cetățenii, că aici e... De aia am cerut domnului primar. Să închide pșoiala, să apară teren de fotbal, nu să apară teren de păzit, capre, oi și așa mai departe. Hai să-l închidem și noi, că la Bișchir s-a închis. Poate n-ați fost la Bișchir. Nu s-a închis, în aceeași stare și la Bișchir terenul de fotbal. Nimeni nu s-a mai ocupat. Costul. Da. Costul terenul de fotbal. Spune, domnule, domnul, că vedeți că o să fiți dat după următor. Mulțumesc. Mai înainte s-a discutat că dezbatere publică pe buget. Veniți cu un amendament și vedem cum putem să-l susținem. A spus că două următoare așa din chestia asta. Veniți cu un amendament și vedem ce-i de făcut. Mulțumim de participare. Declar ședința închisă.